Suntem în companie selectă, văd în față Mercedes C63S, Porsche Macan S, Ferrari California și aici un Mercedes C63S pe care l-am mai condus în Portugalia, sună cel puțin la fel de bine, sunt îndrăgostit de mașina aia. Însă astăzi e o ocazie specială pentru că vom conduce un Ferrari California în California, pe autostradă, cu poliția în spate. Și se spune că putem să o accelerăm din când în când. Ne mai zic pe stație că aici puteți să o accelerați și așa mai departe. Hai să o accelerăm. Să pornesc mașina, o operațiune destul de complicată și deja se aude de sub capotă, destul de gutural, destul de prezent, un 3,9 litri V8 cu turbină. Configurație foarte ciudată, dar care face asta? Viteza legală se atinge mult prea repede, însă 550 de cai putere dintr-un 3,9 litri ca să te ajute puțin la taxe și impozite. Glumesc, desigur, nu asta te interesează într-o astfel de mașină. Este gândită ca să fie un all-rounder, o mașină care ți te poate duce la o plimbare în deșert, la o adică. Asta facem noi acum, ne plimbăm cu o mașină de 550 de cai putere, cu cutie automată, 7 rapoarte, o cutie care este în stare să schimbe și foarte repede, dar și suficient de confortabil. Merg între a treia, am trecut la a patra, suntem la, cât vine asta, 35 de mile, undeva la vreo 56 de ore, sunt deja în a cincea, ajung foarte repede în treapta, a șaptea. Mașina asta încearcă să fie cu minte, pentru că suntem în setarea confort. Pe volan am un comutator care poate să treacă de pe confort, pe sport și apoi pe SC off, este setarea evident de circuit. Mai am pe stânga butonul de control al amortizoarelor. Ia să vedem. F1 Track Manetino este pe confort și nu pot să umblu prea mult la setările de suspensie. Asta se poate face evident când trec în sport. Însă nu vreau sport acum, pentru că sunt la prima experiență într-un Ferrari. Da, ați auzit bine, este prima dată când conduc un Ferrari. Am mai condus mașini de 550 de cai putere, am și avut una de vreo 500 și, însă 550 de cai putere pe o astfel de mașină este cu totul o altă experiență. Este o mașină mult mai ușoară, mult mai rapidă, mult mai pretențioasă. Wow! Mergem pe autostradă, în deșert, în California, pe ploaie torențială. Sunt condiții extreme de test pentru anvelopele Michelin PS4S. Și motorul retrogradează ca să ajute cumpii de frână de motor. Avem frână, evident, ceramice în echiparea de pe această mașină. Și să vă zic un pic despre nivelul de echipare. Pe această muzică de fundal, foarte simpatică. M-am uitat un pic pe lista mașinii. Prețul de plecare, de livrare la reprezentanță este de 198.000. Livrarea finală la client, 202.000 de dolari. La care se adaugă taxe, fără opțiuni. Opțiunile pe mașina asta mai adună încă 80 și ceva de mii. Prețul final pentru mașina pe care o conducem în momentul ăsta, înainte de taxele finale, este de 281.000 de dolari. Și tocmai ce mi-am dat seama că sunt puține mașini mai scumpe decât asta pe care le-am condus. S-ar putea ca Rolls-ul ăla să fi fost mai scump. Nu asta este important astăzi, dar tocmai mi-am dat seama că să fii foarte atent cu mașina. Să trecem printr-o baltă. Nu cred, sunt gropi pe autostradă în America? Sună foarte bine. Sună foarte bine. Este prima mea experiență într-un Ferrari și mi-ar fi plăcut să fie pe circuit sau pe drum uscat.
dar în același timp mă bucur foarte tare că este ploaie, pentru că trebuie să merg cu minte în coloană. Poziția de condus, excelentă, ești foarte jos, vezi asfaltul, așa să zicem, aproape din unghiul lui de vedere, scaunul te ia de jur împrejur, este foarte ergonomic, dar destul de rigid, suficient de rigid încât să-ți transmită tot feedback-ul de care este în stare mașina, de la suspensie, de la roți. Simți fiecare denivelare de pe drum. Simți fiecare groapă. Și evident că nu vrei să dai în groapă mașina asta, mai ales că vine cu jante pe 19, cu suspensii întărite, pe care le poți întări și mai tare dacă treci în sport. Vrei doar să mergi și să te bucuri. Și cred că asta este logica din spatele unei Ferrari California. Este o mașină gândită să o iei pur și simplu la o plimbare prin deșert. Urmăriți să mă prindă. Aici mă împinge de la spate pentru că să ținem pasul cu coloana. Abia de la 200 la oră încep să auzi un pic mai mult vântul de afară. Insonorizarea este neașteptat de bună pentru o decapotabilă. Am ajuns din urmă coloana, nu sunt singurul Ferrari din coloana asta de astăzi și mai sunt și alte mașini spectaculoase. Dar din tot grupul, asta este una dintre cele mai interesante pe care o vom conduce. Și mă bucur foarte mult că am condus o astfel de mașină aici, pentru că mașina asta a fost gândită pentru un astfel de drum. Un drum lung și liniștit, deși este în stare să descurce și pe circuit. Însă nu este un Ferrari gândit pentru curse mai degrabă, ci este un Ferrari de weekend, de plecat la drum lung. Este și decapotabil cu un hardtop care se retractează în portbagaj, însă surpriza mea a fost că mi-a încăput rucsacul cu echipament, ceea ce este o chestie iarăși foarte tare. Așadar, un Ferrari autentic, și o chestie tare, mai există Ferrari cu 4 locuri, 4 locuri confortabile mai rar. Asta are încă 2 în spate. Cred că fie mea, de care are vreo 4 ani și jumătate, ar putea sta acolo și tot asta cu picioarele sus. Dacă eu stau într-o poziție normală, cei din spate nu au loc aproape deloc. Este un loc foarte bun să arunci geaca și cam atât. Așadar, e mai degrabă o mașină pentru doi oameni care să se bucure de weekend, de timp liber, de plăcerea de a te plimba prin deșert. Sau pe Transfăgărășan. Sau prin Toscana. Nu știu. Unde-ți vine ție o idee bună? La autostradă. Poate fi o mașină bună și de autostradă. Hai să plecăm de pe nisip. Intenționat i-am dat să plecăm mai tare. Evident, mașina asta vine cu sisteme electronice avansate, astfel încât să o țină pentru stabilitate. Însă, parfumul de Ferrari, cea mai intensă senzație este pe circuit, acolo unde poți să dezactivezi electronica și să te bucuri de setarea suspensiei. Nu e cazul aici? Nu avem voie să dezactivăm sistemele electronice. Pur și simplu mergem cu minți în coloană. Acum nu știu dacă ar fi Ferrariul meu, dacă mi l-aș da, știind că sunt la prima experiență de acest fel. Hai să și retrogradăm. Dacă o lași pe automat, este în stare să urce la deal în A6. Are destul cuplu motorul ăsta încât să te împingă serios înainte. Dacă vrei să preiei controlul, o poți face, poți interveni. Am retrogradat în a treia ca să îi dau un pic mai mult suflu și după ce și-a dat seama că m-am liniștit, a urcat în A7. Rulăm acum suntem în A6, la 2000 de rotații pe minut și dreapta A7 la 1800 de rotații pe minut, la 80 de km la oră. Setări pentru un condus confortabil. E o plăcere să conduci pe drumurile din deșert de aici. De cea mai multe ori sunt drumuri drepte, nu sunt foarte sinuoase, nu prea ai serpentine, în schimb, însă ce mă încurcă pe mine la drumurile americane,
fără supărare, este că nu prea au asfalt. Cele mai multe dintre ele sunt pe beton. Aici, neavând zăpadă și îngheț, își permit să folosească betonul pentru că nu se sparge. De aceea noi nu-l folosim acasă. Betonul, având fisuri, microfisuri, intră apa, se dilată, sparge betonul și s-a cam terminat. Aici poți să pui beton că vine apa și se duce mai departe fără să înghețe. Deșertul îngheață însă rarisim. Plouă, iată, așadar și aici, dar rarisim. Ninge și mai rar de atât, o dată la nu știu câți ani. Așadar, dacă prinzi o bucată de asfalt în Statele Unite, este o cu totul altă senzație, iar zgomotul pe care l-aud acum de la drum este cauzat în primul rând de beton, de suprafață de rulare. Am retrogradat în a doua și dacă a văzut că nu o s-o calc, de pe la 4000 de ture deja i-a dat singura a treia. Mașina aceasta intră în zona roșie la undeva la 7500 de rotații pe minut, dar se poate urca cu ușurință peste 8000 în modul de race. Ceea ce scoate din ea niște sunete spectaculoase. Mi-ar fi greu să mai vorbesc, să mă mai și înțeleg dacă am fi în modul respectiv. Hai să vorbim un pic despre cum este să mergi cu un Ferrari la viteze mici. California este una dintre mașinile de la producătorul italian care este capabilă să se descurce și într-un oraș aglomerat, în aglomerație urbană. Pentru asta a fost gândit să fie o mașină bună la toate. Să fie bun și pentru oraș, să fie bun și pentru drum lung și pentru weekend. Omul modern vrea sportivitatea de la o astfel de mașină, dar poate ar vrea să o ia și la serviciu. Sau poate ar vrea să o poată alerga și în weekend. Și cred că poți să faci asta cu astfel de mașină. La viteze mici, cum mergem noi acum, cu 40-50 de km la oră, ajunge foarte repede în treapta 6 la 1500 de rotații pe minut. V8-ul de 3,9 litri devine extrem de cumite, aproape că nu-l auzi. La ralanti are un sunet ușor de recunoscut. Prinde viață însă când îi dai aer, când apeși accelerația și îl urci sus în turații, până când urlă spre 8000 de rotații în modul de race pe circuit. Este absolut genial. Hai să vorbim un pic despre interior, dacă tot mergem atât de lent. Volanul, îmbrăcat evident în piele perforată, niște elemente de carbon în partea de jos decupate, ca să poți să intri și să ieși. În partea de sus am inclusiv LED-uri de avertizare pentru turometru. Și hai să vă zic butoanele, că sunt interesante. Stânga, buton de semnalizare. Dacă apeși semnalizare stânga, trebuie să apeși în partea de sus ca să o dezangaje, să zicem așa. Apoi, la fel pentru dreapta. Stânga, butonul de flash-uri, ca să fie la îndemână la degetul mare. Pe dreapta, butonul care dă drumul la ștergătoare, în modul automat. Butonul de pornire a motorului, engine start cu roșu și manetino pentru a trece între modurile de condus, între confort, sport și ESC off. Pe coloana centrală, două guri de ventilație sus, un termometru în partea de sus. Sub logo-ul Ferrari pe o inserție de carbon avem sistemul multimedia care a costat o gălăgie de bani. Doar să ai setare CarPlay mai bagi cel puțin încă $4000 pe lângă prețul de bază al mașinii și celelalte opțiuni. Dedesubt, controlul pentru aerul condiționat pe două zone cu setare automată și poți să setezi intensitatea. Apoi dedesubt sunt butoanele pentru transmisie. Avem transmisie automată în 7 rapoarte și ca să o folosești, o apeși efectiv în auto atunci când vrei să mergi. R este evident pentru reverse și PS pentru a merge mai sportiv. Apoi geamurile electrice sunt aici. Așadar e un pic ca la Logan, ai butoanele pentru geamuri electrice pe coloana centrală, nu pe uși. Am și aici niște butoane pentru a deschide portbagajul. Și cam atât. Dar cam atât despre interior, o cotieră destul de mică, nu am un schimbător, așadar aici, mâinile pe volan și tot ce faci este trebuie să te concentrezi la drum și să-ți vezi de treabă, să conduci, că de-aia ai venit aici, nu? De-aia te-ai urcat la volan, să conduci. Serpentine. Din păcate asfaltul este puțin urât, dar cu ocazia asta avem șansa să testăm și aderența învelopelor. Conducem cu noile Michelin Pilot Sport 4S. 140 foarte repede la deal.
cutia schimbă foarte bine, chiar și mod confort. Hai să mergem puțin pe sport totuși. Am trecut pe clapete, pe padele, vreau să mai controlez și eu puțin, însă cutia intervine destul de repede. Dintr-o dată mașina devine și mai rigidă, suspensia aproape că te lovește în zona lombară. Totul este însă destul de temperat, nu am putut să dăm însă pe setare de circuit. Este doar un mod în care ai și mai mult grip și mai mult confort. E deja trebuie să fii un pic cunoscător. Dacă mergi doar la drum lung, pe niște serpentine, cred că o să treci în sport doar pentru acele câteva minute în care drumul este liber și o să accelerezi ceva mai tare. Automată, dacă lovește, o simți. Hai să-i dăm un pic de distanță celui din față, să mai dăm o repriză. Suntem în a treia, retrogradăm în a doua. Încep să înțeleg. Ce-a fost până acum e doar joacă de copii. Mă bucur că am condus cu minte prima jumătate de oră, o oră într-un Ferrari, ca să apuc să mă prietenesc cu mașina. Dar odată ce capeți un pic de drum liber și oportunitatea de a călca un pic, asta cauți de fapt. Am făcut frână de motor la 5.500. Cele mai multe mașini au o problemă, dar ea mai are încă rezervă foarte mare. O să o duc cu ușurință în 8.000 de rotații pe minut și n-are nicio emoție. Și are început să plouă. Viața asta. Nu le poți avea pe toate, nu? Cum poate să plouă în deșert în ziua în care conduci un Ferrari California? La 100 de km la oră, pe serpentine, pe ploaie, n-ai nicio emoție într-o mașină ca asta. Cu anvelopele potrivite, nu simți teama, simți că e ca și cum ai fi pe șine. Asta este senzația pe care o caută un cunoscător, cineva care are un pic de pasiune pentru automobile și a mai condus așa ceva. Nu simți teama, îți dă exagerat de multă încredere. Știi să gândești că mașina asta este relativ ușoară în raport cai pe tonă excepțional, evident, ca orice Ferrari. Însă cu toate astea are anvelope late și este iute și atunci dacă o împingi la limită, legile fizice nu s-au schimbat între timp. În setarea sport, mașina devine foarte proactivă. Dacă decelerezi rapid, dacă pui frână, și cutia face frână de motor împreună cu tine. Mașina lucrează cu tine fiecare secundă și în momentul în care am lovit un pic mai tare frâna în spate, s-au prins și avariile. Mașina de urmărire din spate deja m-a luat un pic la ochi. Și cu asta ne apropiem de final. Cam asta este prima mea experiență într-un Ferrari California, într-o ediție setată California T, pe drumuri din deșert. O experiență destul de interesantă. Nu sunt pilot de circuit, însă pentru un pasionat de automobile care are șansa pentru prima oară să testeze o astfel de mașină, pot să vă confirm că magia Ferrari există, rezistă. Nu am bani de așa ceva, dar dacă aș avea, mi-ar plăcea să fie mașina de-a treia sau de-a patra și mi-ar plăcea să o conduc în modul confort. Cer scuze puriștilor. Setarea sport este pentru puține momente. Trebuie să ai ficat și spinare pentru modul sport, ceea ce e ok, nu e o problemă. Ia să vedem, sunt tare curios ce ne vine în rest la mână. Însă până atunci, cam atât despre California. Așteptăm impresiile voastre mai jos la comentarii. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, numai bine!